Atunci când începem săptămâna cu plăcintă, parcă se transformă toată săptămâna într-o sărbătoare. Pentru plăcinta de astăzi, pentru că v-am spus, este o plăcintă cu carne de vită, aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, carnea de vită. Optați pentru rasolul de vită, pentru acea porțiune anatomică care este ideală pentru supă. Acesta trebuie să conțină și un pic de os, este foarte indicat acest lucru, dar și pulpă de vită, pentru că avem o cantitate mai mare de cărniță. Este necesară circa un kilogram, un kilogram și jumătate de carne. Și nu vă temeți, pentru că din aceste ingrediente vă iese în plus și o supă delicioasă. Mai aveți nevoie pentru plăcintă de rădăcinoase. Țelina este foarte gustoasă în această perioadă, dar și păstârnacul, ce este o rădăcinoasă foarte, foarte aromată și foarte dulce în același timp. Mai aveți nevoie de morcov gogoșar, acestea și o ceapă eventual, pentru acestea toate pentru umplutura de la plăcintă, iar pentru că, după părerea mea, orice plăcintă trebuie să aibă și un sosuleț alături, astfel încât să fie mai delicioasă. Pentru sosuleț își face prezența într-un mod cât se poate de plăcut sfecla roșie și vă recomand să o gătiți în toate modurile posibile, pentru că știți că este foarte sănătoasă. În afară de sfecla roșie, mai am nevoie de o lingură sau două de maioneză și pastă de hrean sau hrean răzuit. Puțin pătrunjel și este gata totul. Ca și operațiuni pregătitoare, trebuie să fierbeți carnea, așa cum o lăsați să se răcească, iar apoi o tăiați în cubulețe. Căliți ceapa împreună cu rădăcinoasele, adăugați carnea, eventual o singură linguriță de bulion, nu mai mult, iar apoi lăsați compoziția să se tempereze, rulați-o în aluatul foietaj și o dați la cuptor timp de 40 de minute la 180 de grade Celsius. Serviți-o apoi alături de sos ca să aveți o luni cât mai plăcută, dar și o săptămână de vis.